Ce reprezintă pentru mine asta bucuriile vieții? Unde mai găsim astăzi bucuriile vieții? Pe măsură ce faci lucruri complicate, apreciezi mai mult lucrurile simple. Sănătate, o zi cu soare, copiii, familia, prietenii. Deci pe măsură ce lucrurile par mai complicate, cu atât lucrurile simple sunt cele mai frumoase. Și să ne bucurăm de fiecare zi pe care Dumnezeu ne-a dat-o pe pământul ăsta. S-ar grijă și de planeta asta, că e păcat, e tare frumoasă și de multe ori și noi o cam siluim. Dar poate când încep să devii mai matur în viață, încep să apreciezi lucrurile care când ești tânăr nu le apreciezi așa de mult. Deci sfatul meu, ascultați muzica care vă place, mergeți la spectacole care vă plac, mergeți la biserică, face bine. Mergeți la ei bătrân, la cimitir. Vorbiți cu ei și spuneți-le ce se mai întâmplă cu voi și cred că se bucură acolo sus unde sunt și se uită la noi.